Mami l-a prins cu dulciurile. Ce mănânci, iubire? Donatnic. Așa, și te rog ca tu să iei pălăria asta. Tu pălăria asta. Tu să-ți iei asta. Tu să-ți iei asta. Dragi oaspeți, noi nu credem în superstiții. Noi credem că Dumnezeu binecuvântează și El hotărăște ce copiii vor avea Radu și Cătălina. Dar pentru amuzamentul nostru, vrem să vedem în ghilimele ce vor avea mai întâi Radu și Cătălina. Băiat sau fată? De aceea, în roz este fetiță, dacă doriți ca ei să aibă fetiță, trebuie să puniți bănuț acolo în păcărunțul, nu bănuț, lei, vă rog, euro, dolari, lire, acolo în păcărunțul roz, dacă vreți să fie băiețel, puniți în păcărunțul verde, da? Băiatul cu pălărie albastră. Puneți fiți atenți, fiți atenți. Voi stați cu Suzeta în gură totdeauna, nu o dați jos. Scoate-i și ochiul, care... Vă rog frumos să nu le dați bani așa de simplu. Puneți-i să spun o poezie. Facă 10 așteptări. Să vă răspund la o întrebare cât e radical de nu știu cât acolo. Cine... Avem 2 minute la dispoziție. Cine adună cei mai mulți bani, care banii vor merge la mire și mireasă, desigur, nu-și vor păstra ei banii. În ghilimele, credem, ne rugăm că acela va fi primul copil, genul de copil, da? Deci la start, atențiune, să strângem
Ruga! Suma se rotundește. Mai trebuie un leu. Gata. Dar ce mai încerc la băieți? Dar 1010 lei. Fetița 1010 lei. Băiețelul? Bazanul 592. Ne rugăm și credem că va fi fetiță. Eu azi, în fața la sală, în fața la martori, s-au spus foarte mult de dragul, s-au spus foarte multe cuvinte frumoase, s-au spus de credință, de Dumnezeu, de familie. Dar vreau să spun că am înțeles atunci când ești de la Dumnezeu, când am început să mă rog mai mult, să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și am înțeles că acolo la Solomon spune, o femeie înțeleaptă zidește o casă. Și am înțeles, dacă Domnul nu îi binecuvintează, dacă Domnul nu îți dă o femeie înțeleaptă, degeaba mai te stărui să cauți pe cineva. Degeaba cauți, degeaba te căsătorești, degeaba tu ai familie. Fiindcă ai familie, ai toate aceste lucruri, dar tu nu le ai în Dumnezeu. Și am spus, Doamne, eu vreau o soție temătoare de tine. Vreau o femeie care să te iubească pe tine mai mult ca orice. Și am început să mă rog și Dumnezeu atunci te-a scos în cale. Dumnezeu atunci a făcut El prin planul Lui sau prin gândirea Lui, cum știe El mai bine. Și atunci am înțeles. O femeie înțeleaptă, care zidește o casă, ești tu. Și m-am rugat foarte mult. Am pus înaintea Lui Dumnezeu lucruri multe, care am spus, Doamne, dacă este ea de la Tine, vorbește-mi sau fă-mi anumite lucruri în care Dumnezeu mi-a răspuns așa cum a vrut El. De ce înaintea la tot să spun, te iubesc foarte mult, ești un dar de la Dumnezeu pentru mine. Și eu sigur sunt că Dumnezeu a pregătit această zi pentru noi. Am înțeles de la toți tinerii, asta pentru tine, ai vrut să cânt pentru tine, dar eu nu pot să cânt, că... Asta tu spui! Am rugat pe prietenul meu, Nicolae, o dedicație muzicală pentru tine, din partea mea. Sper că nu te suferi. Semnesc și băturii de parcă suna. Două suflete șoptesc că se iubesc repet într-una. Doi copii de Dumnezeu azi nu-și pot dezlipi privirea. Va fi ușor sau va fi greu, ei au uitat ce despărțirea. Port în suflet și în inimă, nu doar o mamă, ci două. Un mic cadou din partea noastră. Nu pot să spun cuvinte sau să aleg cuvinte care pot să le spun. Că ați crescut-o, ați avut grijă de ea și mi-ați adus-o până în clipa de acum. Dumnezeu v-a dat înțelepciune, v-a dat putere. A avut grijă și de voi și de ea. Vreau să vă mulțumesc foarte mult.